Bună tuturor, bine v-am regăsit! Pentru astăzi vreau să răspund unei întrebări care mi-a plăcut foarte mult, am primit-o pe Facebook, și anume, m-a întrebat o mămică care ar fi, din punctul meu de vedere, vârsta cea mai potrivită pentru a învăța un copil o limbă străină. Am stat puțin și m-am gândit, mi-am amintit de copilăria mea. Pot să vă spun sigur că la vârsta de 3 ani eu vorbeam limba germană, în sensul că aveam meditator care venea acasă și îmi preda această limbă. Nu mi-amintesc înainte de această vârstă, probabil că mama vorbea cu mine în franceză, ea nu vorbește decât limba franceză ca limbă străină. Ce pot să vă spun 100% este că în acest moment, de fapt de ceva timp încoace, dar în acest moment, 90% din timp îi vorbesc lui Andrei în română, și 10% din timp îi vorbesc în engleză. Bineînțeles, cuvinte simple, cuvinte de bază și întotdeauna aceleași. În momentul în care el va începe să vorbească și să mă înțeleg cu el bine în limba română, am să merg mai departe cu limba engleză, astfel că va veni un timp în care eu nu voi mai vorbi cu el limba română. Am mai văzut și la alte familii exemplul ăsta, mi se pare foarte bun. Pentru că, mă rog, bebelușii, copiii mici sunt foarte interesați să primească cât mai multe informații. Ei captează imediat informația și o rețin și este foarte, foarte ușor să învățăm o limbă străină. E, în momentul în care el va merge la grădiniță, la școală și poate acolo se vor preda limbi străine pe care nu le știu, cu siguranță am să mă ocup să învăț cot la cot cu el, pentru că îmi doresc ca el să aibă continuitate și acasă. Adică n-aș vrea să vorbească o limbă străină doar o oră, două, trei, cât o să le predea la grădiniță sau nu știu unde va mai merge la after school. Sau vreau să vină și acasă și să împărtășim cunoștințele. În felul ăsta le va reține și el mai ușor și de ce nu am să învăț și eu niște lucruri pe care în momentul acesta nu le cunosc. Așa că nu pot să vă răspund din punct de vedere al unui specialist, bineînțeles, însă pot să vă spun doar în experiența mea personală ce am început deja să fac cu Andrei și ce urmează să fac în continuare, și anume îi vorbesc și în română și în engleză. Repet, când el va începe să vorbească limba română, bineînțeles, fiind limba maternă, am să mă asigur că o va învăța corect și va ști să se exprime corect din punct de vedere gramatical, însă ușor, ușor vreau să-l învăț și am să încep cu limba engleză. Eu vorbesc 3 limbi străine, dar am să încep cu limba engleză pentru că este cea mai ușoară. Da, pui, da, pui, da, iubirea mea. Și ușor, ușor am să-i deprind și celelalte 2 limbi străine, am să-l ajut să le învețe și să le pronunțe corect. Și cine știe, cu siguranță va veni momentul în care și el își va alege alte limbi străine care îi vor plăcea. Se pare că avem chef de joacă, așa că trebuie să închei aici. Până data viitoare, vă pup de nu vă vedeți, aveți grijă de voi și de puiuții voștri. Aștept să-mi scrieți în continuare. Numai bine, pa, pa! Cotă-tă, cutii, cotă.